În această dimineață, bărbatul a fost săltat de acasă, din orașul Pantelimon, în urma unei descindere a mascaților buzoieni. Ancheta a fost una minuțioasă, având în vedere că inițial nu erau foarte multe indicii cu privire la cele întâmplate. Dintr-o dubiță parcată pe Bulevardul Unirii, în zona Cuptorul de Aur, au fost furați 40.000 de lei. Ofițerii de la Biroul de Investigații Criminale au reușit să identifice autorul. Din cercetări a reieșit că bărbatul de 48 de ani s-ar fi deplasat în ziua de 5 octombrie pe raza municipiului Buzău și ar fi sustras dintr-o autoutilitară de serviciu a unui buzoian suma de bani, în timp ce mașina era parcată pe o stradă din municipiul reședință de județ. Față de bărbatul de 48 de ani din orașul Pantelimon, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat, iar polițiștii buzoieni l-au reținut pentru 24 de ore. Polițiștii recomandă tuturor cetățenilor care dețin autoturisme, conducătorilor auto, pasagerilor, să nu lase la vedere în autoturisme bunuri de valoare care să îi tenteze pe infractori. Dacă totuși sunteți victima unei astfel de infracțiuni, sesizați de îndată poliția pentru a demara verificări specifice într-un astfel de caz. Patronul restaurantului le-a mulțumit polițiștilor pentru efortul depus, dar și cetățenilor care au încercat să ajute în anchetă după apelul făcut pe Facebook de Păgubit. Mulțumesc din suflet poliției române, mulțumesc domnului polițist care s-a ocupat de acest caz în timp util de a reuși să prindă infractorul respectiv. Le mulțumesc buzoienilor pentru sprijinul acordat după rețele de socializare. Și rog pe buzoieni să apeleze la Poliția Română în termen foarte scurt, de la furt, de la orice problemă, să apeleze cu încredere la Poliția Română pentru că își fac datoria. Autorul are 48 de ani și a mai făcut închisoare pentru furt în urmă cu ceva ani, fiind implicat într-un jaf armat. De la locuința sa au fost ridicate sume de bani și dispozitive cu care acționa pentru a da spargere la mașini.